Bună dimineața, s-a trezit dulceața cu băiatul la purtător. Știți că v-am zis de slimming. Astăzi o să mă duc din nou la ședință, sunt programată la ora 2. Dar, înainte de toate, aș vrea să mă măsor aici cu voi, să vedem cum stă treaba. Ideea este că eu o voi face dimineața până să mănânc, pentru că inițial atunci este momentul ideal să te cântărești, să te măsori, să faci ce tai capul. Așa că, haideți să vedem ce se întâmplă aici. Ruț. De ce stai prost? Ok. Avem 64 și jumătate. Am vorbit și cu fetele de la salon. Și mi-au spus și ele, la o persoană slabă ca mine, nu se vor vedea niște rezultate foarte vizibile, adică, mamă, gata, slăbesc 4 cm. Cum s-ar vedea la altcineva? Ca de exemplu, gata, că între timp mi-a sunat și alarma. Gen, să mă trezesc, dar eu m-am trezit dinainte, cu colindele la geam. Ca de exemplu, eu, dacă vreau să slăbesc, da? Și Roxana vrea să slăbească, credeți-mă că Roxana va slăbi mult mai repede într-o săptămână decât voi slăbi eu. Asta este clar. Astăzi voi mânca ciorbiță, că de asta am făcut la o adică, să mănânc sănătos, pentru că trebuie să vă precizez asta, pentru că mi-au spus și fetele. Trebuie să mănânci și cât de cât sănătos. Nu să te duci să bagi slimming și să bagi shawarma după aia. Înțelegeți cum stă treaba? Adică nu este un aparat minune în care tu bagi shawarma make și el gata, funcționează. Nu! Tu încerci să ajuți aparatul pentru a se vedea rezultate. Asta a fost după prima ședință. Cât aveam ieri? 65,5. Deci am slăbit un centimetru. Și vom vedea și mâine, și poi mâine. Și de fiecare dată vă voi filma dimineața. Bine că am plecat de acasă și eu nu știam că precipitează pe aici și așa. Doamne, pere! Vine iarna, tati! Și eu trebuie să văd cum fac cu cauciucurile alea de iarnă. Că eu încă am cauciucuri de vară. Gata, am urcat în mașină, așa că pornim! Doamne, cât de frig e! Tot de aici ne vedem și vreau să vă spun că am mâncat doar o porție de ciorbiță și am venit direct. Hau, hau! Ne vedem din inside. Porție. Sunetul este de la aparat. Da, mă, trebuie. Gata, am plecat de la slimming. Fiii! Am mai stat acolo cu fetele. Bă, nu știu cum să vă spun, doar că acolo este o comunitate așa drăguță, mie cel puțin îmi place și eu cel puțin mă simt foarte bine acolo cu fetele, mă înțeleg bine cu toată lumea și voiam să vă spun că merg la solar. Nu vă veți da seama la față pentru că sunt dată cu fond de ten și dacă mă știți, eu nici nu vreau să mă bronzez la față pentru că mă ia instant mâncava și gura pe față și îmi voi cumpăra crema de ardei iute pentru a se vedea foarte repede rezultatele, așa că vreau să mă bag 15 minute, sta acolo cu mințică lejereanu, hau, hau, mau, mau. Deci ne vom vedea din solare, solar VIP mai exact, pentru că
eu tot am făcut reclama acestui solar, de care la fel sunt foarte încântată și sunt foarte încântată pentru că am încercat de-a lungul timpului solare și ăsta a fost cel mai bun, frate. Chiar se văd rezultatele și dacă îți cumperi și crema aceea pe care mi-o cumpăr eu, giugiuc, mua, o ședință este echivalentul a 3 ședințe în altă parte. Hai că te-ai dat, băiatul meu. Gata, am făcut și plimbărica la băiețel și mergem în casă să păpăm. Nu știu dacă vă dați seama, de asta am și venit în oglinda asta, să vedeți că chiar m-am înroșit, tati, și pe picioare. Bine, mai mult m-am înnegrit, nu neapărat înroșit. Si, si, me gusta. Voi face niște mămăliguță și ce credeți? Zero cocoloașe, pentru că știe fata să facă mămăligă fără cocoloașe. Stați că mi-e greu să și filmez, să și învârt. Și acolo este un nou pentru a face amestec. Mămăligă cu brânză, ou și smântână. Miami! Cam așa se prezintă. Nu știu cât de wow arată pentru voi, dar le-am pus așa separat să le vedeți și voi. Am pus niște unt, ou, mămăliga, brânză și smântână. Miami, miami! Și acum o să le tăvărim așa pe toate și o să păpăm! Cam așa se prezintă mâncarea copilăriei. Asta mi-aduce aminte efectiv de când eram micuță. Îmi plăcea de când sunt mică. Și îmi place și acum. Da. Și am încărecat poșa și v-am spus povestea mea pentru că am făcut live de 2 ori pe TikToki. Așa că dacă nu mă urmăriți pe TikToki, ați face bine să o faceți și acolo. Și îi mulțumesc foarte mult în seara asta Andrei, unui băiat Mario, care mi-au dat mereu trandafirați și chestii drăguțe. Și ne vedem mâine cu un nou clip. Eu mă voi pune să mă uit și eu la alte vloguri de Vlogmas, pentru că mă liniștește așa și mă relaxează. Și vă țin la curent cu ceea ce fac. Bye!